Cu optimism și motoare turate la maximum, echipa PNL Sibiu și-a depus candidaturile pentru Primăria Sibiu și Consiliul Județean Sibiu. Indiferent că vor să fie schimbarea necesară sau continuarea proiectelor, candidații spun că sunt puși pe fapte mari și că tot ceea ce au în plan va fi în folosul cetățeanului. Candidații de la Sibiu au fost susținuți de către Raluca Turcan. Suntem într-un moment de bilanț și un moment de început. La momentul bilanțului, pentru aleșii Partidului Național Liberal și candidații PNL, vorbesc rezultatele. Peste tot în județ sunt drumuri bune, școli noi, refăcute, grădinițe, creșe, servicii mai bune, practic o viață mai bună pentru oameni. Și realitatea este că aceste lucruri se datorează în mare parte echipei din administrația publică a Partidului Național Liberal. La nivelul județului Sibiu, am selectat extrem de riguros de fiecare dată candidații și oamenii care ne vor reprezenta în funcții publice. Și acolo unde sunt rezultate, cei care ocupă funcții publice merită să continue. Până la urmă, rezultatele au în spate viziune, capacitate de a valorifica oportunități, oameni buni, proiecte bine făcute, responsabilitate și integritate în funcția publică. De fiecare dată când suntem la moment de bilanț, putem spune că peste tot în județul Sibiu, administrația liberală face diferența, așa cum și administrația județeană liberală face diferența comparativ cu alte locuri din țară. Daniela Câmpean se află la momentul celui de-al treilea mandat cu sprijinul sibienilor. Este un mandat bine meritat, este un mandat muncit, un mandat care are în spate muncă, perseverență și rezultate în folosul sibienilor. La Primăria Municipiului Sibiu îl susținem pe Adrian Bibu. Adrian Bibu este un om care a muncit foarte mult în interesul comunității sibiene. Este un om care a sprijinit tineri, sportivi, care știe să facă proiecte, să atragă finanțări naționale și europene și să obțină rezultate. Cred că Adrian Bibu merită să primească încrederea sibienilor în această cursă pentru Primăria Municipiului Sibiu. Adrian Bibu, candidatul PNL pentru Primăria Sibiu, se pregătește deja de un maraton de întâlniri cu sibienii pentru a afla care sunt problemele cu care se confruntă aceștia și pentru a vedea cum poate găsi soluții la ele. Împreună cu această echipă voi merge zilele următoare în mijlocul sibienilor și ne vom prezenta soluțiile și proiectele pentru problemele pe care Sibiul astăzi le are. În data de 9 iunie vom avea de ales între trecut și viitor, iar viitorul orașului nostru este foarte important. Așadar, îi invit pe sibieni în număr cât mai mare să fie prezenți la vot, pentru că numai așa putem să avem o democrație puternică. Cu experiență vastă în fruntea Consiliului Județean, Daniela Câmpean cere încrederea sibienilor deja pentru a treia oară. Suntem în fața unor provocări care nu permit greșeli. Suntem în fața unor provocări care impun seriozitate și pe care Sibiul nu le poate depăși cu sloganuri și filmulețe pe Facebook, ci cu seriozitate dovedită. Pentru noi, pentru liberali, azi nu începe campania, ci continuă munca pentru care sibienii au considerat că suntem cei mai buni.
A decedat femeia care s-a înecat cu mâncare pe o terasă din Sibiu, internată deja de câteva zile bune la Spitalul Județean. Femeia de 50 de ani a intrat în moarte cerebrală. Familia acesteia a decis însă să-i ofere șansa de a trăi oarecum prin intermediul altor oameni și au dat acordul pentru prelevarea de organe. De la pacient aflat în moarte clinică, echipe de medici de la Institutele de Transplant din București și Cluj, alături de cei din ea, și-au prelevat fica atului Nichi, corneele și țesutul osos. Imediat după prelevare, medicii veniți special la Sibiu au luat drumul spitalelor în care dau șansă la altă viață altor pacienți. Familia unei paciente în vârstă de 50 de ani a decis ca organele acesteia să fie recoltate pentru a ajuta la salvarea mai multor vieți omenești după ce pacienta internată în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a fost declarată în moarte cerebrală. La procesul de prelevare a organelor au participat echipe de medici din București, Cluj și Iași. Intervenția de recoltare a organelor, respectiv fica, trinichi, cornee și țesut osos, a fost realizată în cursul zilei de duminică, 28 aprilie. Echipa de la București a prelevat țesut osos, medicii de la Iași au recoltat ficatul și cornea, iar echipa de la Cluj a prelevat rinichii. După prelevare, echipele de medici au plecat de urgență către centrele de transplant de care aparțin. Pacienta în vârstă de 50 de ani a fost adusă în data de 21 aprilie în unitatea de primiri urgențe, intubată și ventilată mecanic după asfixie mecanică. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu dorește să transmită condoleanțe și mulțumiri familiei îndurerate pentru frumosul gest de a accepta ca pacienta să devină donator de organe. Un act medical care cu siguranță va oferi o nouă șansă la viață unor pacienți aflați în suferință. Reamintim faptul că pacienta de 50 de ani fusese adusă la Spitalul Județean în stare gravă în 21 aprilie, după ce s-a înecat cu mâncare. Deși îi fusese aplicată manevra Heimlich, femeia a rămas inconștientă. Se bănuiește că în momentul în care a căzut, aceasta s-a lovit la cap și a căpătat un hematom. A fost dusă la spital intubată și ventilată mecanic. De la UPO a fost dusă la neurologie și, pentru că starea ei s-a agravat, a fost transferată pe secția de neurochirurgie, unde a intrat direct în sala de operație. Medicii încercând să opereze pentru hematomul intracranian. Din păcate, în ciuda procedurilor medicale, organismul femeii nu a răspuns pozitiv și a fost declarat decesul cerebral. Prost și scump, sistemul public de sănătate bagă adânc mâna în buzunarul pacienților. O recunoaște chiar ministrul Alexandru Rafila, care spune că 20% din costul serviciilor medicale se decontează din banii pacienților. Șeful Ministerului Sănătății speră că pe termen mediu și lung acest procent să scadă. Un lucru care trebuie să vi-l spun și nu este un lucru mic, ieri am venit de la reuniunea ministrilor sănătății de la Bruxelles. Unul dintre principalele elemente de discuție este contribuția pacienților, se numesc contribuția personală a pacienților pentru servicii medicale și pentru medicamente. În România, circa 20% din totalul cheltuielilor din sistemul de sănătate sunt suportate de către pacienți. E un procent destul de mare pentru Uniunea Europeană și trebuie să lucrăm ca în timp acest procent să se reducă, nu să crească. Asta înseamnă că ce? Că-și cumpără pacientul medicamentele? Pentru e vorba de toți banii care, de exemplu, îi plătește pentru servicii medicale private. Deci tot ce plătesc pacienții pentru servicii medicale sau medicamente, există un termen, out of pocket money, deci sunt banii cu care contribuie pacienții pentru servicii medicale în raport cu, bugetul alocat sănătății. Și media Uniunii Europene care este? Există niște indicatori care arată că până la 15% suntem într-o zonă de siguranță, adică într-o zonă în care sistemul de sănătate funcționează bine. Între 15 și 25-30% e o zonă intermediară în care ne găsim și noi. Peste 30% împovărează foarte mult pacienții și accesul la servicii de sănătate. Deci noi trebuie să găsim soluții să scădem acest procent în ceea ce privește contribuția pacienților și aici trebuie să avem o politică coerentă pe termen mediu sau lung, că nu se pot obține rezultate de azi pe mâine. Rafila speră că se vor găsi și soluții pentru combaterea obiceiului de a plimba pacienții de la public la privat. Astfel, medicii, chiar dacă lucrează și în privat, ar putea avea interdicție de a recomanda pacienților să vină în mediul privat. Pacienții vor trebui să aleagă unde se tratează, fie de la început până la sfârșit, în sistemul privat, fie în cel de stat.
stat. Ne gândim cu colegii să lucrăm la un punct de vedere legislativ care să fie făcut cumpătat și care să respecte două principii. Un principiu este cel al faptului că un medic poate să lucreze deopotrivă la un sector public sau un sector privat, dar lucrul ăsta se trebuie făcut cu respectarea programului de lucru, dacă lucrează la spitalul public, în integralitatea lui. Al doilea principiu este că pacienții pot să opteze, sigur, între public și privat. Însă eu m-am referit explicit la situația în care, de exemplu, un pacient este chemat la spitalul public, este investigat la spitalul public, după care este direcționat spre o clinică privată. Despre asta este vorba, nu este vorba de niciun fel de îngrădire a dreptului medicilor sau a pacienților să opteze, să lucreze sau să fie tratați în sectorul public sau privat, dar lucrurile astea trebuie să se întâmple, dacă vreți, foarte clar, ori să se tratează în sectorul public, ori se tratează în sectorul privat. Sigur, sunt situații excepționale care necesită, sau de excepție, care necesită un astfel de parcurs al pacientului. Nu trebuie îngrădit acest parcurs și vreau să găsim o soluție legislativă care să permită în anumite situații și o astfel de situație în care pacientul este tratat întâi la public și trebuie să ajungă la privat, sau o situație inversă în care ajunge din sectorul privat în sectorul public. Eu cred că cele două sectoare, public și privat, nu trebuie să fie considerate opuse, trebuie să fie considerate complementare, însă trebuie să jucăm în condiții de egalitate în ceea ce privește modul de contare a serviciilor. Atenție, sibienii s-o face angajări cu încadrare din sursă externă, așa că cei care visează să îmbrace haina de pompier au acum șansa perfectă. Sunt puse la bătaie 10 posturi, iar înscrierile se fac până în 10, respectiv 15 mai. Dosarele se pot depune online. Posturile oferite spre ocupare sunt pentru ofițeri și subofițeri. Inspectoratul pentru situații de urgență Capitan Dumitru Croitoru al județului Sibiu organizează concurs pentru ocuparea prin încadrare directă a 10 posturi în cadrul unității, respectiv 6 posturi de ofițer și 4 posturi de subofițer. Cele 6 posturi de ofițer au ca și termen limită de înscriere la concurs data de 10 mai 2024, ora 15. Înscrierea se face online pe adresa de mail resurse.umane@isusibiu.ro. Există 3 posturi de ofițer în cadrul Inspecției de Prevenire, Compartimentul de Avizare și Autorizare, un post de ofițer în cadrul Inspecției de Prevenire, Compartimentul Control și Activități Preventive, un post de ofițer economist la Compartimentul Financiar și un post de ofițer la Serviciul de Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților. În ceea ce privește cele 4 posturi de subofițer, termenul limită este 15 mai, ora 15, inclusiv în zilele nelucrătoare. Înscrierea se face online pe adresa de mail resurse.umane@isusibiu.ro. Există un post de subofițer la Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației, un post de subofițer la Inspecția de Prevenire, Compartimentul Avizare Autorizare, un post de subofițer la Inspecția de Prevenire, Compartimentul Control și Activități Preventive și un post de subofițer administrativ la Detașamentul de Pompieri Sibiu. Cei care vor să se înscrie trebuie să aibă minim un bacalaureatul, să fie vorbitor de limbă română, să aibă cetățenie română, să nu aibă cazier și să nu fi fost acuzați de poliție politică. A fost un weekend plin pentru polițiștii rutieri, oamenii legii au fost non-stop în stradă. În timpul raziilor au dat peste 600 de amenzi și au întocmit 14 dosare penale. De asemenea, au lăsat fără permis numai puțin de 40 de conducători auto. În perioada 26-28 aprilie, polițiștii rutieri sibieni au continuat acțiunile pe linia prevenirii și combaterii conducerii autovehiculelor de către șoferi aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, ocazie cu care s-au constatat 14 infracțiuni la regimul circulației, au fost reținute 40 de permise de conducere, au fost retrase 25 de certificate de înmatriculare și s-au aplicat 600 de sancțiuni contravenționale în valoare de 209.000 de lei. Cele mai multe infracțiuni constatate au fost cele de conducere fără permis și cele de conducere sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.
Printre cei cu dosar penal se numără și un tânăr de 28 de ani prins pe bulevardul Coposu fără permis și suspect de consum de psihoactive. Tânărului a fost întocmit dosar penal pentru că a urcat la volan cu permisul suspendat, iar în plus se așteaptă rezultatele analizelor de sânge în privința confirmării sau infirmării drogurilor. Dacă testele vor fi pozitive la consum de halucinogene, tânărul se va alege cu un cap de acuzare în plus. La data de 28 aprilie, în jurul orei 1 în municipiul Sibiu, polițiștii biroului rutier Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe bulevardul Corneliu Coposu de către un localnic în vârstă de 28 de ani. Din verificările efectuate de către polițiști a rezultat faptul că dreptul sibianului de a conduce autovehicule pe drumurile publice este suspendat. De asemenea, în urma testării cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență în organism a două substanțe psihoactive. Menționăm că aceasta nu reprezintă o probă în cadrul dosarului penal, șoferul fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului de substanțe interzise. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere având acest drept suspendat, respectiv conducere sub influența substanțelor psihoactive. Aceeași soartă o are și un tânăr de 21 de ani prins în Mediaș sub potențial consum de droguri la volan și acestui tânăr originar din Axente Sever i-au fost recoltate probe în vederea stabilirii substanțelor din sânge. Printre cei cu dosare penale se mai numără și șoferi care au urcat la volan după ce au consumat băuturi alcoolice. Printre ei este și un bărbat de 52 de ani din Ruș, prins de polițiști în Șeica Mare cu alcoolemie de 0,85. Spațiul din fața cercului militar va căpăta o nouă față. Primăria intenționează să modernizeze zona și să o redea publicului într-o manieră în care să poată fi utilizată de cât mai mulți oameni. Acum se lucrează la documentațiile tehnice care să permită transformarea spațiului în piațetă urbană. Primăria Sibiu a inițiat un proiect pentru reabilitarea spațiului public din fața cercului militar. Firma contractată va realiza documentațiile speciale pentru obținerea autorizației de construcție. După obținerea acestei autorizații, Primăria Sibiu va proceda la contractarea lucrărilor. Conform proiectului, în zonă vor fi amenajate spații de tip amfiteatru în trepte pe lateralele pieței, iar în mijloc va trona monumentul ostașului din toate timpurile. Fântâna arteziană, așa cum este ea astăzi, va deveni amintire. În locul ei va fi construită o nouă fântână circulară, în mijlocul căreia va trona monumentul. Zona din fața cercului militar este adesea folosită de către cei de la Academia Forțelor Terestre pentru ceremonii militare, depuneri de coroane și chiar expoziții de tehnică. De luni, creștinii ortodoxi au intrat în cea mai sfântă săptămână a anului bisericesc. Este vorba despre săptămâna patimilor. Este săptămâna în care cei mai mulți credincioși care au ținut post merg la preoți și se spovedesc pentru a se putea bucura ulterior, așa cum se cuvine, de momentul învierii. În această săptămână se spune că oamenii trebuie să încerce să fie mai buni, mai blânzi, mai răbdători, pentru că se retrăiesc practic ultimele zile ale Mântuitorului pe pământ. Dincolo de credințele bisericești, tradițiile populare spun că sunt anumite munci și ritualuri care trebuie împlinite. În cursul zilei de luni, de exemplu, gospodinele de la sat au scos lucrurile din casă la aer, au măturat dușumelele și au spălat geamurile. Doar luni și marți se mai pot spăla rufe. Miercuri se fac treburile gospodărești, iar de joi încep pregătirile pentru Paști. În joia de dinainte răstignirii, joia verde, așa cum mai este denumită din popor, se vopsesc ouăle. Seara oamenii merg la biserică pentru a participa la slujba de denie, când se citesc cele 12 evanghelii. Vineri se recomandă postul negru și rugăciunea în detrimentul treburilor casnice. A fost ziua în care a fost răstignit Hristos. În anumite zone ale țării, vinerea se înroșesc ouăle. Cei care fac asta spun că din tradiții străvechi se spune că Maria Magdalena avea la ea un coș cu ouă când a mers la crucea lui Isus și că sângele Mântuitorului s-a scurs peste ouăle din coș, înroșindu-le. Vinerea Mare sau Vinerea Neagră, cum este denumită ziua, este aliturgică, iar seara oamenii se adună în biserici pentru a cânta Prohodul Domnului. Sâmbătă se fac pregătirile pentru slujba de înviere, dar și pentru mesele îmbeșugate, la care se vor așeza creștinii pentru a se bucura de minunea ridicării Hristosului celui viu din mormânt.